Dacă îți place brânza în prăjitură, rețeta aceasta este pentru tine. Vom face o bunătate, fără coacere, de prăjitură cu biscuiți, brânză și multă ciocolată. Se face extrem de rapid, iar rezultatul o să-ți uimească familia. Hai să ne apucăm de treabă. Am folosit 140 de grame de nucă, pe care am prăjit-o într-o tigaie încinsă pentru 2-3 minute, amestecând în continuu. Am scos-o, am pus-o într-un bol și am lăsat-o deoparte să se răcească. Într-un vas încăpător, am adăugat 155 de grame de unt la temperatura camerei, pe care l-am mixat cu ajutorul unui mixer pentru aproximativ un minut. După care am adăugat 150 de grame de zahăr, puțin câte puțin. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Am folosit 700 de grame de cremă de brânză, pe care am adăugat-o treptat în compoziția de unt cu zahăr. După ce am mixat pentru câteva minute toate ingredientele, cam așa ar trebui să arate crema, am împărțit-o în 3 părți egale. Am folosit în jur de 400 de grame de biscuiți cu unt, tu poți folosi de care ai și de care îți place, nu are importanță. Am așezat un rând de biscuiți într-o tavă cu diametrul de 21 x 24 de centimetri. Am adăugat pe deasupra o treime din crema de brânză și am nivelat totul bine. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yami.expert. Am adăugat al doilea rând de biscuiți și m-am ocupat de crema cu numărul 2, cea cu nucă. Într-un blender am pus jumătate din cantitatea de nucă și am blenduit-o bine. Dacă nu ai blender, o poți da pe răzătoare. Am pus-o într-un bol încăpător și am adăugat o treime din crema de brânză. Am amestecat totul foarte bine și aceasta este crema de mijloc a prăjiturii noastre, care, crede-mă, are un gust demențial. Nuca prăjită îi dă un gust tare bun. Am nivelat toată crema bine deasupra biscuiților, după care am adăugat un alt rând de biscuiți. Am pus ultima parte de cremă, am nivelat totul bine, se lasă în frigider pentru 20-30 de minute, timp în care ne ocupăm de glazură. Restul de nucă rămasă, am tăiat-o cu ajutorul unui cuțit în bucățele mai mari. Am folosit 150 de grame de ciocolată, în cazul meu cu lapte, tu poți folosi de care ai și de care îți place. Am topit-o în cuptorul cu microunde pentru câteva secunde, am adăugat 2-3 linguri de lapte, am amestecat totul bine, după care am adăugat nuca sfărâmată și am amestecat totul. Am scos prăjitura din frigider și am pus din glazura de ciocolată puțin câte puțin pe deasupra, astfel încât să nu se combine crema cu glazura. Am înnivelat totul frumos și am lăsat-o în frigider pentru cel puțin 4 ore. Asta dacă reziști, pentru ca biscuiții să se înmoaie. Lasă-mi un mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre rețeta mea. Poftă bună, vă pup!